mai 1982. Acasă la Nichita Stănescu. Aș respinge afirmația de coliferul al unei generații, pentru că dacă există un colifer în poezia românească, este poezia populară, de la care într-un fel sau altul cu toții ne atragem și nu spun o demagogie că spun lucrul ăsta, să remarcați și dumneavoastră că Romescu, care a numit pentru prima oară a patetului Sargeles, Alexandru, care a fundamentat pentru prima oară limba literară și după care a ajuns limba literară aproape cea de astăzi, în limba eminesciană, preluată după aceea de mari poeți cum a fost Octavian Vruga, George Coșbuc, după aceea, în acea generație de aur a lui Braga, Ghezi, Ion Barbu și cu pregătere a lui George Bacovia, cu toții în scurgerea timpului au o oarecare marță de învechire lingvistică față de poezia populară, care își păstrează, am remarcat, atunci când nu este dialectală, când este mai general, cum sunt cazurile unor variante din Miorița, o actualitate lingvistică nemărginită, aproape de nedepășit. Volumul 11 elegii a fost comentat ca o corecție a sistemului hegelian. Acest raport dintre poezie și filozofie mai este la fel de fecund și azi pentru sufletul dumneavoastră? Înțeleg foarte greu întrebarea dumneavoastră, pentru că eu nu am fost gândit ca o colecție a sistemului hegelian, totuși de puțin. Și dacă el este dedicat, o parte dintre el, un poem anume este dedicat lui Hegel, pentru mine dedicațiile sunt semne de stimă, nu aluzii. Fără îndoară că la unele influențe, există în această carte unele influențe din filozofia hegeliană, dar el se dorește de fapt o altă poetică. Este scriitor ființă politică prin simplu fapt, care nu e simplu, că scrie în limba țării sale? O ființă politică? Nu. După părerea mea, arta, după vedere, poezia are un caracter național pentru că scrie în limba unei națiuni. Dar a avea caracter național nu totdeauna avea caracter politic. Bunoară, pictura care nu scrie în culoare, nu pictează în culoarea unei națiuni, ci într-o culoare universală, ea poate fi politică sau nu poate fi politică, după cum și poezia, care este scrisă într-o limbă națională, care numai într-o limba națională poate fi scrisă, poate să aibă de la caz la caz un caracter politic sau poate să nu aibă un caracter politic. Vreau să vă mai întreb, de la politică la istorie, câtă istorie face parte din destinul dumneavoastră? 50 de ani. Aproape. 49 și jumătate. Și din ora dumneavoastră. Știți că atâta parte cât am învățat și eu din poezia altora și cu pregătire din poezia populară, sunt expresii ale, într-un fel aș putea să spun, informații genetice ale istoriei noastre, pentru că istorie stă și în sensibilitate, este și o istorie a sensibilității, și o istorie politică, și o istorie a războiilor, și o istorie economică. Și fără îndoială, toate astea în amestec fac parte din ființa sensibilă a fiecărui om în parte. Aveți 49 de ani. Vă pun o întrebare care ne interesează pe noi tinerii, pe care le punem și noi. În relația societate, demnitate profesională,
a poetului, deci a artistului. Poate încăpea ideea de compromis. Nu cred. Nu cred că poate. Poate încăpea numai ideea de abilitate. Ideea de compromis ratează total un om de artă. Ideea de compromis ratează profund un om de artă. Poate încăpea ideea de eșec, de încercare neizbutită. Dar eșecul este o treabă personală și nu este un compromis. Cât din sufletul dumneavoastră mă așteaptă să se întruchipeze în poezie? Eu spune că absolut tot așteaptă să întruchipeze în poezie, pentru că asta a fost direcția existenței mele, căutarea acestui fenomen fundamental uman, care se numește poezia, absolut necesar omului pentru a trăi. Această duminică a fiecărui om din parte, deci poezia la urma omului este singurul sentiment care răscătește omul care există.